Și ați găsit actele lui? Ați găsit actele lui? Nu am găsit actele. Nu știu ce au ei. Nu știu ce au ei. Am dat, vă rog, o semnătură și numele ca să... Uite ce tensiune bună are ce... De la durere și de atâta timp să stai de la din fapt. Am găsit talonul de la mașină. Ai zis nu? Nu chiar, nu știu exact la cât a plecat. Cu prietenul meu trebuia să se întâlnească, eu cu colegi. Na, nu suntem unde prieteni. Poate? Deci accidentul e de aseară? Nu știu. Facebook, avea parola salvată pe Facebook, am anunțat toți colegii pe Facebook care știe de el ceva, prieteni din sat, de facultate, de lucru, am anunțat șeful lui. Era plecat de ieri seara de acasă? Colega care l-a așteptat ca seară, la ora 10, mi-a zis, vezi că eu merg pe autostradă și vin pe aici, am așa anunțat pe Facebook și a venit pe aici și a zis că l-a văzut. Acum la, nu știu, acum o oră jumătate, ce târziu, o oră maxim. De stă aici de azi noapte de la ora 11? Da. Probabil, că a fost sunat, n-a avut baterie. La telefon, a fost telefon închis, nu ne-a venit de altceva. Asta prins în mașină și știi în ce stare este? Nu cred că mi-a spus colega lui că e conștient, dar nu recunoaște pe el. El ce facea la Timișoara? Sau ce trebuia să facă în Timișoara? Să gândească cu colega care l-a găsit aici. Aia trebuia să facă. Merge. Ce s-a întâmplat? Am fost sesizat de către dispeceratul poliției rutiere că pe DN69, la kilometru 9 plus 200 de metri, s-a produs un accident de circulație, adică un autoturism este ieșit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto este prins în acest autoturism. Ne-am deplasat la fața locului, unde și echipa de descarcerare l-a scos pe acel conducător auto, iar din primele cercetări se pare că șoferul
se află în autoturism de aseară de la ora 11, adică de la orele 23 s-a produs accidentul de circulație. În continuare vom face cercetări cu privire la stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului. Mulțumim frumos!